Eu sunt deschis de vizare. Puteți să vedeți de acolo. În fața Parlamentului, protestatari au incendiat mașini, permițând pompierilor să le stingă. Grupurile de protestatari au vandalizat simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Indivizi ce protestau în perimetrul președinției și Parlamentul au intrat în sediul instituției prezidențiale. Aceștia au profanat semnele de stat ale țării, înlocuindu-le cu steagul României. Trei tineri s-au ridicat pe anexa din fața președinției și au afișat o pancartă cu imaginea României mari, având inscripția România, patria mea. Ei scandau unire, revoluție. Unele din aceste obiecte au fost aruncate în focurile aprinse din preajma clădirii. Thank you.
asta e rezultatul lor pentru că au făcut exces de zel. Poliția care asigura ordinea publică în cadrul protestelor din centrul capitalei nu a intervenit în forță pe parcursul a mai multor ore în pofida leziunilor corporale provocate de protestatari unor polițiști. Mai mulți polițiști au fost răniți după ce manifestanții au aruncat în ei cu pietre. În urma atacului, câțiva polițiști s-au ales cu răni serioase în regiunea capului. Poliția a utilizat bastoane de cauciuc și furtunuri cu apă pentru a împrăștia pe manifestanți. Potrivit unor informații, o tânără s-a asfixiat cu bioxid de carbon în timp ce se afla în clădirea incendiată a Parlamentului. Informația însă nu a fost confirmată oficial. La spitalul de urgență, în a doua jumătate a zilei, au fost recepționate 10 de solicitări. Conducerea instituției a mobilizat adăugători echipe medicale pentru acordarea primului ajutor. Medicii au avut o zi grea, erau sufocați de mulțime de pacienți transportați direct din stradă, dar și de întrebările părinților care telefonau să întrebe dacă nu cumva au nimerit în spital copiilor. Începând cu orele 14, au început a parveni solicitări în cadrul serviciului de urgență de la manifestanții din stradă și până la momentul actual avem 40 de adresări. Sunt manifestanți cu diferite leziuni. În fond sunt leziunea țesuturilor moi, așa leziuni ușoare. Mai avem încă 4 spitalizați cu leziuni care sunt în afara pericolului pentru viață, dar care necesită supraveghere, consultă în dinamică și tratament în condiții de staționar.